make me wanna talk back. Talk back to you. Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No. So I choke you down just like a motorul sus, nou motor al lui Darius. Aici și o cutie de echipamente și o la băiatul. Ulei de schimb, tot ce trebuie, un cauciuc, un F07 dungă verde pe spate și mai are câteva accesorii pe care le-a dat. Mai trebuie să-și ia numai scut, să-l pune sus și blanau. Foarte fain motorul, merge lin, îi țiplă rău de tot. Ne vedem când mergem jos. Vă salut, oameni buni! Astăzi am ieșit să facem o probă la motorul lui Darius și am ieșit la o plimbare mixtă prin munți. O să fie munte imediat. Sunt câteva ATV-uri, ne duce un localnic de aici din zonă, să vedem zona. Și mâine o să mergem noi, să ne dăm pe ceva mai serios. Ia, bă! Na, băieți! Du-te! Du-te! Hai, bă, du-te! Dă-i! Vlade! Hai, Vlade! Da! Gazul ăsta nou, fără probleme prin apă. Motorul lui mare, lui Darius, cel nou, sticărit. Deturbat. Mamă, ce frumos se vede. Sper că vedeți și voi cum trebuie munții. Păi, splendid. Splendid de frumos. Vlad, ești cu LTZ-ul. Forță. Hai. Thank you.
alătăm pe Darius cu juniorul. Ce mai bun? Ce mai bun? Ha? Fac o poză. Ha. Fac și mie o poză. Aia da. Trebuia să le verificăm acasă. Păi desumflă un pic, hai că ăsta mai are. Domnul ăsta mai are, hai să merg. Bă. Hai să merg după el, că apoi ne oprim și le desumfli. Hai. Cheițele. Cheile să nu ți le pierzi, mai bine ia-le jos de acolo. Păi da, tu. Păi da, da. Te încrezi în ăla, îți prinde o creangă și ți-l dă jos. Uite, prima trântă. Ia, e pe rezonatorul ăsta. Pe rezonatorul ăsta. Vrea să-i rupă codița din prima zi? Nu cred. Bă, băiat! Mamă! Ce? Am putut o trântă la valea acolo. Dar ți-am zis, ia-l măcar pe ăsta, bă! Ești, n-am văzut tare, mai aveam picior și am mergeat cu piciorul. De-aia, dar ăla n-are protecție nici la rezonator și ăsta, știi? Și ăla una dau să-mi doaie. Văd că chiar acolo, că-s pe partea aia. Prinde că e moale solul, e așa. E puha solul, cumva. Ce mânci, bă? Nu știu ăla. A. Nu, eu mers termocupla și eu încălzit. Darius, mă legi, mă țără să văd cum se simte. Nu mă, un pic, să văd cum se simte gaz-gas ăsta nou. 2023 cu 0 ore de funcționare și o trântă la activ. Astăzi eu pus protecțiile ce le avea. Handguard-ul. Să dăm astea. Fain, casca asta mată. E mișto. Hangard-uri, am lipit și niște stickere cu Work and Fun. Protecție disc față. Trebuie să vină și protecția la disc de pe spate, scutul la motor. Protecție de la Enduro Expert. La capacul ăsta la CD, nu CD, cum zice la asta. La injecție. Sau la receptor, nu, nu e receptor. Receptor aici. În fine, știți voi ce e ăla. Să vedem cum mere jucăria asta. N
Mamă, mi se pare că față de a meu ești cumva într-o poziție mult mai sus. De finuț e finuț. Asta e 300 TPI. E finuț, dar și arată colții dacă e. Ca și prima impresie, mi se pare că șaua e așa destul de tare cumva față de a meu. E mai densă, nu știu. Mi se pare că e mai sus. Suspensia e diferită, plasticele sunt diferite. Oricum se simte fain așa. Mi se pare că așa e de înalt față de a meu. Zici că mi se pare că e înalt față de a meu și mai rigidă și șaua. Ăla are scobitura un pic mai... A? Cum? Ce? Nu pot să conduci cu cizme. Hai de mine. Păi de ce? Ce te strânge acolo în capăt? În vârf acolo te strânge? Te strânge acolo în capăt? Lasă că imediat mergem înapoi și apoi le dai jos, bine? Că astea se lasă în timp. Se lasă și o să fie bune. Îți place cu motorul sau cu ATV-ul? Cu motorul. Cu motorul îți place? Îți place mai tare cu motorul? Da. Vii și cu mine cu motorul? Nu. Nu vii, numai cu tati mergi. Da. Da. Lasă-l un pic la liber. Nu, nu, să-l lași o țăr la liber, zice. Care cum e? Hai, ăla verde. Dă-i la automat. Cască? Bă, mi se pare, șaua e o țăr mai rigidă. Și mi se pare că toată poziția cumva e mai sus față de a meu. Cred că... Ești mai sus, 100% ești mai sus. Cred că și din cauza că ăsta... Dar nu, și ăsta are înălțătoare, mă. Sau așa? Nu, alea standard doare. Cameo are înălțătoare la ghidon. Mi se pare cumva că ghidonul îți vine mai jos un pic. Dar cred că din cauza că... Uite, e ciobitura aia la... Da, exact. La șaua, la ăsta e mai drept un pic. Da. Și mi se pare că e mai sus. Nu e așa moale, dar... Zici că e mai... Zici că e din spumă de aia cu memorie, știi? Nu mai rigid, dar și are... N-așina are reculul ăla, știi, așa, chiar un pic. Aha. Bine, asta ține să te obișnuiești pe el, știi? Poate și suspensia, depinde cum e reglată. Aia, că nu e reglată. Trebuie să o pui pe standard, sau cel puțin. Să nu fie nici moale, nici tare. No, bine ar fi să o reglezi după greutatea ta, știi? Păi uite, dă-te numai o țără jos de pe el, numai un pic, numai un pic. Da, se lasă, uite, vezi? Se lasă, da. Dar e rigidă. Nu, dar ea e reglată bine, că se lasă și spatele și fața odată, știi? Păi după anumite greutate e reglată, ea pare mai... Posibil. Eu zic că toată diferența față de a meu, poziția la ghidon, e șaua. Da, da. Ca ea are scobitură mai mare. Nu o să stea așa, dar nu era dat de tot. Așa.
Eu zic că scobitura la așa, e mai... El e drept. E mai drept, ia, ia. Așa era și la ăla meu, era așa în sus. Aha. Care-i bai, bro? O ofert. Da, da. Dacă nu te-i frică. Merge. Hai să mergem așa. Merem? Bun, oameni buni. A început să devine interesant. Suntem într-o locație unde zice domnul că era o pistă de taburi în trecut. Se testau taburile armate. Cine nu știe despre ce vorbesc, sunt niște un fel de tancuri pe roți, de obicei cu 8 roți, cred, tracțiune toate 8 roțile, pe toate 8 roțile, și alea transportau trupe dintr-o parte în alta, numindu-se și amfibii, dacă bine știu. Ele puteau inclusiv să se scufunde, să zic așa, sau să treacă prin apă. No, și aici zice că este o pistă, toată pista asta era cumva pavată și aici le aduceau pentru teste. Au și ceva bazine săpate, uite aici, în dreapta, au bazinele, se băgau cu... Hai să vedem, să arunc un ochi, să vă arăt ceva. Uite, pe aici se băgau cu taburile și treceau, traversau în partea cealaltă. Deci pur și simplu le scufundau în apă. Erau închise hermetic, să nu intre apa în ele. Să etanșeze, să fie închise etan. Cătă, hai să vedem, etanșează ATV-ul. E etanș? Aici erau hale, aici iară cu, uite, cu... Aha, cu și... De părau, da, și uite, acolo aveau canal pentru ele, ceva. Pe aici este un adăpost, deci nu știu dacă se aude acum. Da? Da? Este... Da. Auzi, plinește, auzi. Adună toți câinii. Aha. Ce că este ceva adăpost de câini aici, în zona, acum? Și aici e fabrica Mârșa. Pe aici, și ce fac? Afectate, unde făceau pe timpul Ceaușescu... De alea de 100 de tone, camioane, bascule. Ah, camioane din alea mari, basculante din alea, de carieră, cum da, ar fi. Da, da. Aha. Auzi, în direcția aia acolo. Sănătate! Mulțumesc! Mergem! Aici era plin de hale. Intrăm în pădure. Mai sunt ceva. Ia uite, căprioare. Un țap. Mână! Aia-i, mă! Trebuie dat gaz, frate! Trebuie dat gaz, Cătă! Dă-i gaz! Cătă în fața mea și testează din haiul la limite. Glumesc. Bă, că încă e 2 ori 4 numai. Că nu-l ocupla. Adică
glăduț. La de botul, mână. Sper să nu facă și azi vreo minune. Să sperăm. Vlade, aici îi dai gaz și sari. Până am alu ăsta aici. Dar n-are rost, că e mereu așa. Dar sari într-o parte. Hai că te învăț bine. Du-te cum vrei tu, numai să treci. Oi. Mână. E tare, ui. Hai că e ușoară asta. Hai, gata, ești trecut. Apasă accelerația. Hai că tăbos, că la tine e lejer, bă. No, m-am crezut că filmez o căzătură, mă. Ăștia nu știu să cadă, bă. Opa. A, de pe locul a doua, de mai bine. Sandwich și o guriță de apă. Acum ne-am pornit iară. Stai așa. Stai un pic. Stai să-l filmez. Îi dai? Dacă e suspendat. Nu mai mere. Du-te trage-l, bă, cătă. Du-te să te ești cu ăsta din părut. Eu? Bă, e. Să nu se murdărească. Hai, ține pe ăsta. Hai, ține-l o țărâtă. E cuplat? Nu s-a cuplat. Dar patru. Să-i faci maleta de tăt și nu-i aduc. Apasă ăsta roșu de pată ta. Ăla, da,
Stai numai un pic. Stai că nu știu care-s butoanele de la troliu. Unde e naiba? Ah. Să-l trag sau să-l trag din troliu? Cum vrei. Azi că încerc să-l trag. Aprinde-l în cablu. Aici o intervenție. Despre ce vorbim? Tank, bă, tank! Îl tragi tu? Da. Tank, bă, tank! Mai porneaște? Să nu-ți fi mers apă la filtru. Mă, unde atacate? Asta mi-a, să l-o dată. Vezi că acolo mai este o țâr de văd, acolo îi dai tare și sari un pic. Și treci, lejer. Acolo treci lejer. Nu, că nu, e... De nu eram eu... Hai, doamne. Te poți să mergi pe lângă, dacă vrei. Da? Îi dai pe ei sau îi dai pe lângă? Da, bă! Cumva să-i dai tare, știi? Să-i dai tare să sară un pic. Să stai un pic în picioare. Păi nu chiar până dincolo, da, nu? Mă pricep să-l încurajez pe Vlad. Bine, mă. Mă pricep să-l încurajez pe Vlad, nu-i bai. Nici nu trebuie încuraja mult, ce-i drept. Pe dincol. Nu mere de acolo. A nu-n cap. Du-te pe dincol, că nu-n cap pe aici.
Așa, ușor aici. Bine-s, bă. Mamă, ce e aici? Ce e aici, bă? Faină asta. Numai așa tot. Tot sare, nu poți să ții. Hm? Vrei să te dai? Mă duc. Numai jos. Mere. Trebuie să-i dai bine. Unde e cătă? Acum vine acolo. Și Darius? O merg după el? Păi trebuie 4x4 să nu-i patineze și merg.
Da, da, acolo e. Acolo e nașpa. Da, mă merge bine. Am tot să, nu, no, păi mai fă una. Când venim la deal. Am mers cam tare tura asta. Da, vale. Du-te până în drum. Ține în dreapta după aia. Aici, în dreapta, pe aici, în ea. Și acolo ne întoarcem în drum. Ce mi-ai dat acolo la pământ? E că ți-o patina. Mi-ai dat acolo la pământ că ai sărit acolo, dar pe lângă. Și acolo e mai ăsta. Are. E interesantă urcarea. Mi-ai dat la pământ. Dar nu poți să vii blană. Mamă, vai ce rigid îl țin. Iuuu, fratele meu. Și spatele. Așa îl simt ca un cross suspensia. Da, finețea motorului nu se compară. Să-i dăm a doua de aici. Așa. Și-o pus un pic maneta de la schimbător prea sus. Auzi, trebuie pinionul de 13. Da. Nu, n-are destul cuplu. Are, n-are destulă forță. Trebuie 13. Da.
faiangă. E prea jos frâna. Un pic, un pic. Nu mult. Un centimetru. Ha? Hola. Japonia. Drifturi. Ce? Nu-i mere? Nu-ți merge? Nu. O sărit ăla? Și ți-o încălzit sau ceva? Bă, arată patru linii, nu încep să pârpâie la vale, dar bă, da, să poate și-a forțat. Acum nu m-a putut să pârpâie.